Mușelenii au dedicat o întreagă lună pentru comemorarea dramaturgului născut în urbea lui Negru Vodă, Tudor Mușatescu. Într-unul din ultimele sale interviuri, dramaturgul câmpulungean se confesa spunând că iubește două lucruri în această lume, Parisul și Câmpulungul. La un local din centrul Câmpulungului, membrii Asociației Pensionarilor Seniorul, alături de scriitori și artiști mușceleni, i-au dedicat o zi specială celui care a scris nemuritoarea piesă de teatru, Titanic Vals. Comunitatea mușceleană a dat un om de o așa mare valoare, Tudor Mușatescu. Eu am să spun doar câteva chestiuni legate de umor în general, de faptul că noi, oamenii, ne-am detașat și am evoluat datorită faptului că am descoperit umorul, am descoperit sarcasmul, am descoperit critica și sub toate aspectele ei. Iar unii dintre medici chiar spun că umorul vindecă. Probabil că da, probabil că nu. E suficient a ne vindeca fizic, dar poate că ar fi una din prioritățile noastre de a ne vindeca psihic. Mulți spun că Tudor Mușatescu s-ar fi născut la Mățău, alții spun că la Rucăr, iar o parte la Câmpulung. Dramaturgul definește singur locul unde a văzut lumina zilei. Acesta a zis că a fost plămădit dintr-o mamă rucăreancă, dintr-un tată mățăoan și s-a născut la Câmpulung. De la poalele Chiciorei au venit să-i aducă un omagiu lui Nea Tudorică, membrii cenaclului care îi poartă numele. În 1973, deci la 3 ani după moartea lui Tudor Mușatescu, Asociația Culturală Fiii Mățăului, înființată în 71, a avut ideea, inițiativa sărbătoririi lui Tudor Mușatescu, de fapt a comemorării, împreună cu doamna Kitty Mușatescu, cu fiul acesteia, Bogdan Mușatescu. O tânără, nu tânără, vârstnică secretară de partid de la Mățău, în fața școlii, întreabă, zice, dar ce a făcut Tudor Mușatescu pentru Mățău? Tânăr, coleg, fiind, i-a spus, doamnă, n-a făcut șanțurile căminului cultural. A lăsat pe cerul literaturii niște dâre care au format alte ceruri pentru sufletul nostru. De atunci noi am luat inițiativa alcătuirii unui dicționar spiritual al mățăoanilor. Membrii Clubului Umoriștilor Mușceleni au susținut un moment poetic. Revăd că am vis făptura ta, înveșmântată în prag de stele și un cor de îngeri ce cânta să ne alunge daruri grele. Mă plimb tăcut pe vechea lei, tu îmi zâmbești trist de pe soclu, lipsește doar bătânul tăi, pălăria și monoclu. Viața e o scenă, spun poeții, un dar venit de la cel sfânt. Jucăm un rol pe scena vieții, dar ce vom lăsa pe pământ? Scriitorul Maria Chirtoacă a ținut să prezinte recentul volum care tocmai a văzut lumina tiparului. Este cea de-a 70-a carte a prolificului scriitor câmpulungean. Nu vreau să mă laud, dar este o muncă de viață. Și să știți că această carte se numește O lume frumoasă, frumoasă. Și este dedicată activităților culturale la care am participat de-a lungul timpului, Festivalului de Umor Tudor Mușatescu, Clubului nostru de umoriști, CUM, revistelor, nu numai din oraș, dar din întreaga țară, unor personalități pe plan național și mondial pe care le-am cunoscut și alături de care mă simt mereu, am dedicat și familiei mele câteva poezii, bineînțeles că țării, lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc, dacă îmi permiteți, câteva. Una dintre ele se numește Rugăciune. Doamne, ție mă închin
și cu tine plec la drum. Și din harul tău divin, har îți cer și eu acum. Dă-mi doar cât mi-e dat să cânt despre lumea în care stau, despre semenii ce-și iau rostul lor pe acest pământ. Artiști plastici din cadrul Asociației de Arte Vizuale Ide Negulici au expus mai multe lucrări, printre care și două portrete ale cunoscutului dramaturg. A fost o atmosferă încărcată de poezie și spiritualitate, de care s-au bucurat toți cei care au fost prezenți. La finalul întâlnirii a fost proiectat filmul Titanic Vals, care s-a filmat în orașul în care, în 1903, Tudor Mușatescu vedea lumina zilei.